arcelor, despre un eveniment foarte important legat de ceea ce înseamnă masoneria și literatura de specialitate, literatura masonică. Înainte de toate, aș vrea să vă mulțumesc din suflet că ați venit în număr atât de mare în această seară. Evenimentul din această seară l-am intitulat Masoneria, istoria și filozofia Ordinului de la Marile Misterii ale Antichității până în prezent. Ce este masoneria, filozofia și spiritul masonic? Ce înseamnă să fii mason? Este suficientă împărtășirea valorilor masonice sau este nevoie de mai mult? Sunt multe mituri, multe legende și simboluri în masonerie. Care este, de fapt, rolul lor? Care este legătura între masonerie și marile misterii ale Antichității? Iată întrebări la care vom încerca, alături de invitații noștri din această seară, care ne-au onorat cu prezența și le mulțumim foarte mult, să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Și am să și prezint invitații. Este vorba despre profesorul Augustin Ioan, profesor universitar doctor, arhitect. Domnul Constantin Bartolomeu Săvoiu, general de brigadă în rezervă al Armatei Române. Înalt demnitar francmason. Domnul Vasile Zecheru, doctor în economie, coordonatorul colecției Arta Regală de la editura Herald, colecție din care fac parte cărțile despre care vom povesti astăzi. Invitați care vă vor oferi, vor încerca să vă ofere informații detaliate și atent cercetate atât despre istoria timpurie a fenomenului a francmasoneriei, cât și despre această tradiție inițiatică la nivel internațional, bineînțeles până în prezent. Așadar, vom discuta pe marginea titlurilor apărute în această colecție. Este vorba despre Constructorii, o cercetare a istoriei și filozofiei masoneriei de Joseph Fort Newton, Morala și dogma ritului scoțian antic și acceptat al francmasoneriei de Albert Pike, Simbolismul francmasoneriei de Gerard Dewey Buck și Legendele, miturile și simbolurile francmasoneriei de Albert McKay. Un alt detaliu tehnic, undeva peste aproximativ 45 de minute, vom mai face o scurtă pauză de 5-6 minute, tot așa, pentru a ne dezmorți puțin, pentru un pahar de ceai, cum spuneam, oferit de la partenerii noștri Organic India, și pentru a răsfoi cărțile de la standul editurii Herald. Pentru început, după această mică introducere, aș vrea să-l rog pe domnul Vasile Zecheru, coordonatorul colecției Arta Regală, să ne facă un soi de mic expozeu sau mică introducere în ceea ce înseamnă colecția Arta Regală și în ceea ce înseamnă importanța acestei colecții pentru fenomenul francmasonerii, dar și pentru cei avizați sau mai puțin avizați, dar doritori, să înțeleagă fenomenul francmasoneriei și mai ales să vorbim despre literatura de specialitate, despre literatura masonică. Domnule Vasile Zecheru. Pot să stau jos? Sigur, cum simțiți? Vă zic și eu bună seara. Sunt îndreptățit pentru că, într-un fel, sunt și eu gazda acestui eveniment împreună cu editura și cu cei care ne asigură aici locația. Arta Regală, această colecție, care, iată, împlinește 10 numere, ca să spun așa, ultima carte, este cea de-a 10-a
apariție în această colecție, s-a născut ca un vis. A fost, la început, am visat singur acest vis, după aceea, o vreme, împreună cu Aurelian Scrima, un om de excepție, cel care a avut viziunea acestei dezvoltări extraordinare a fenomenului literaturii ezoterice în cultura română. El este principalul factor care a impus o linie editurii, cei care sunt cunoscători în materie și nu mă îndoiesc că majoritatea dintre dumneavoastră ați venit aici pentru acest lucru, să celebrăm puțin acest eveniment. Aurelian Scrima a dezvoltat o nișă editorială inexistentă în cultura română și pentru aceasta editura pe care a fondat-o în urmă cu 20 ceva de ani este pionier în această materie, este oarecum o instituție de utilitate publică. Sigur, nu este instituția aceea pe care o știm noi, ci este o instituție creată din entuziasm, din speranță, fără să apeleze la alte resurse decât cele care erau dumnealui la dispoziție. Era și un om generos. De acolo de unde este, ne privește cu un ochi critic și zâmbitor, cu o privire pătrunzătoare și ne îndeamnă să mergem mai departe. În decembrie 2015, 4 ani și ceva au trecut de atunci, am avut o discuție mai tehnică, să-i spun așa, cu Aurelian, la sediul lui, undeva pe dealul Mitropoliei, avea atunci editura sediu. Și acolo, să spun, am pus bazele acestui proiect. Sigur, această discuție n-a venit așa din senin. După ce, timp de 4 ani, avuseserăm cu dumnealui, cu editura, o colaborare fructuoasă, la care am complotat împreună cu Augustin atunci, care își pune mâinile la ochi, și a apărut o trilogie de dialoguri inițiatice, apreciată la vremea respectivă și oarecum și cu un mic succes de casă, ca să spun așa, în sensul că primul volum s-a vândut aproape instant. Volumele 2 și 3 au mers puțin mai normal așa, dar primul volum pur și simplu a fost o surpriză pentru toată lumea. Asta se întâmpla în 2012, acum 7 ani, 8 ani, da. După ce s-au rodat puțin relațiile noastre cu editura și cu Aurelian în mod deosebit, în decembrie, cum spuneam, 2015, a avut loc această discuție când, în mod tehnic așa rece și obiectiv, am stabilit câteva lucruri despre planul editorial, ce cărți să apară, coperta, care este foarte apreciată, vorbeam în pauză cu domnul general și apreciază eleganța culorii și formatul acesta special. Ne-am jucat un pic pe variante până am ajuns la această formulă. Din interior, din bucătăria internă a fenomenului, unele dintre aceste cărți au apărut și înainte, ele sunt reeditate. Însă, cei care vor avea răbdare să facă un studiu comparativ vor vedea că aparatul critic cu care ele sunt utilate este mai elaborat. Mă uitam de dimineață, sunt cărți care au 4 rânduri de note. Nota autorului originală, nota traducătorului, nota editorului, am introdus și eu o notă. Sunt câteva lucruri de explicat, adică lucrarea totuși trebuie adusă la zi pentru cititorul din secolul 21. Nu putem să lăsăm chiar toate lucrurile așa nebuloase. În plus, au mai fost eliminate câteva stângăcii, niște traduceri puțin inadecvate la un moment dat, niște traduceri de termeni inițiatici.
astfel încât în final cartea apare mai bogată în conținut, sigur, respectând toate rigorile editoriale și ar trebui să spun câteva cuvinte despre viitor. Asta a fost trecutul, cele 10 cărți pe care le veți aici și cu care vă puteți delecta. Există două titluri care vor apărea în curând, foarte curând. Editura este aici și mă poate aproba în anunțul meu pe care îl fac în premieră. Este o carte de virt, cea care a apărut la RAO mai de mult și a fost acum tradusă de către un om foarte autorizat și o vom prezenta într-o formulă tehnică mai bogată. Și în sfârșit ne gândim și la trilogia aceea, să o reedităm într-o formă comprimată, într-o formă, să-i spunem așa, mai strânsă, pentru că acolo sunt și multe lucruri care mai trebuie scoase, pe bună dreptate. Adică știți și dumneavoastră că în orice carte se mai adună și ceva, nu-i numai mușchiuleți, se mai adună și salată. Cam aceasta ar fi de spus la o primă intervenție așa despre inițiativa intitulată Arta Regală. De ce Arta Regală? Arta Regală este pe fond, am să spun așa foarte pe scurtătură ca să e comprimată, este arta de a produce regi, sigur, cu ghilimele de rigoare. Aceasta este măestria de a produce regi sau, dacă vreți, regele filozof, cum spunea Platon, sau mai târziu cavalerii din Evul Mediu, Rex Deus. Era același lucru. Să producem oameni cu un caracter forjat pe care te poți baza, cu o încărcătură, cu un echipament etic adecvat, oameni care sunt din temelie așa pornim, oameni liberi, sănătoși, care au capacitatea să determine evenimentele la un moment dat. Sigur, acesta este la nivel de speranță, la nivel de proiect. Mai departe, cum se desfășoară acest proiect, în fapt, e de vorbit. Eu m-aș opri aici cu mica mea intervenție pentru început. Aștept, desigur, întrebările dumneavoastră și aștept și corectura, întrebările suplimentare pe care mai mult ca sigur mi le va adresa Sorin Lucaci, moderatorul evenimentului nostru. Așadar, mergem mai departe cu noul vorbitor, cum ne va spune Sorin. Mulțumim foarte mult domnului Vasile Zecheru pentru această introducere și pentru aceste informații extrem de utile despre cărțile din colecția Arta Regală a editurii Herald. Aș trece acum la domnul general Constantin Bartolomeu Săvoiu, așa cum vă spuneam în prezentare, înalt demnitar francmason și o personalitate marcantă, importantă în francmasoneria română. Domnule general, ce înseamnă de fapt să fii mason? Revin cu întrebarea pe care am pus-o la începutul acestei seri. Ce înseamnă să fii mason? Este suficientă împărtășirea valorilor masonice sau este nevoie de mai mult de atât? Bună seara, prea respectabile Vasile Zecheru, iubite frate, domnul profesor universitar Ioan Augustin, domnul director Ioan Lucaci. Pentru cei care nu mă cunosc încă, sunt general Bartolomeu Constantin Săvoiu, suveran mare comandor, mare maestru al Marii Loși Naționale Române 1880. Port, cum vedeți, un colan, ca mare maestru puteam să port două, fie un colan de mare maestru, fie unul de suveran mare comandor. Îl port pe acesta în onoarea celui care mi-a dat gradul 33. În 1976, pe 28 octombrie, la Grand Loge de France, cu Puteau, în loja ale Chirurgiunii Indivizibile, care era deja pe vremea aceea o lojă centenară, am avut ocazia și onoarea să fiu inițiat. Și am cunoscut, practic, în același timp, pe cel care a fost cel mai strălucit reprezentant al francmasoniei române după al doilea război mondial. Este vorba
de Marcel Shapira. Marcel Shapira, care din 1948 până în 2011, când a plecat la Orientul Etern, cum spun noi framasonii, plecarea în altă dimensiune, a fost un mentor, un învățător și un iubit frate. Marcel Shapira mi-a dat acest gradul 33. Dar Marcel Shapira a fost în același timp cel care a ținut făclia masoniei române în exil. Între 1948 și 1989, singura autoritate masonică mondială cunoscută a fost Marea Lojă Națională Română. Marea Lojă Națională Română, fondată în 1880 de Constantin Moroiu, capitan, devenit după aceea sfârșitul vieții colonel. Cam general avem foarte mulți militari în lojile masonice, pentru că există o disciplină mentală și spirituală. E bine, între 1948-1989, el a fost reprezentantul României masonice peste ocean și lumea întreagă. În 1993, Marcel Shapira, suveran mare comandor, mare maestru, vine cu această lojă, revine în România și deschide birourile. Spun acest lucru pentru a nu confunda copia cu lucrul veritabil. În același an a fost fondată altă obediență care pretinde că ar fi continuatoarea obedienței noastre din exil. Deci, 1880, Marcel Shapira, cel care a ținut loja noastră, făclia aprinsă. Revin tocmai după 3 zile petrecute, tot într-o ambianță spirituală, pentru că am avut marea cinste să fiu alături de, cred că suntem mulți ortodoși în sală, de Sanctitatea sa Bartolomeu I, patriarhul nostru ecumenic, și i-am sărbătorit 80 de ani. 80 de ani, din care 29 de ani ca lider spiritual al celor 320 de milioane de ortodoși. Suntem acum împreună pentru a vorbi de una cele mai interesante noțiuni filozofice, morale, spirituale, dar și cel mai vechi organizații, societăți inițiatice, masoneria. Masoneria, pentru cei care nu știu, după Biblie, ca număr de ediție, este a doua în ordinea edițiilor, tiraje în lumea întreagă, cărțile masonice pro sau contra, sunt cele care vin după Biblie. Suntem în același timp invitații acestei prestigioase edituri, care, nu vă spun sincer, este pentru mine una din cele mai frumoase, și în același timp al unei colecții de seamă, această colecție Arta Regală, condusă de preaiubitul nostru frate, preaspătuabilul mare maestru Vasile Zecheru, care salut și cu drag și cu frățească căldură. Vom vorbi despre, deci, masonerie, dar înainte de a vorbi despre această carte pe care am anotat-o și care o să vă dăm mai multe citate, pentru că să vorbim exact în spiritul cărții, trebuie să răspund primul la întrebarea dumneavoastră, domnie voastră, da. Ce înseamnă masonerie? Da. Și dacă este suficientă împărtășirea valorilor masonice sau e nevoie de mai mult? Problema e foarte complicată. Foarte complicată pentru că suntem, doamnelor și domnilor, frați și surori, pentru că avem și surori printre noi, deja voi vorbi în momentul respectiv despre această, nu vreau să jignesc Brașovul, dar această Brașoavă, să mai spun minciună, că nu există femeie masonie. Ba, există din cel mai vechi timp. E bine, ce este masonie? Masonie este, în primul rând, o idee spirituală. Noi spunem mai mult în masonerie că nu devii framason, te naști framason. O ai sau nu ai această scânteie? Și cred că mai mult ca niciodată putem vorbi că este în situația actuală, într-o societate bulversată, în care pasiunile, răutatea, viclenia, minciuna, dar și bunătatea există, este o manieră de a trăi. De a trăi, de a te educa, de a fi în jurul tău și de a da un exemplu. Asta e masonia actuală. Masonia actuală, o să spuneți, doamne și domnilor, stimați frați surori, domnilor director, că suntem foarte puțini. Între cele 7.600.000.000, se estimă 8-9 milioane masoni.
dar în mare majoritate sunt oameni care influențează prin poziția lor socială, economică, politică, cei care îi înconjoară. Deci forța nu constă în număr, constă în calitate. Deci asta ar fi masoneria. Vă să continui a doua întrebare. Dacă este nevoie, este suficientă împărtășirea valorilor masonice sau este nevoie de mai mult? Este nevoie de mai mult. Este nevoie de mai mult de ce? Pentru că dacă considerăm, cum din păcate se consideră foarte mult, în România special, România cu o veche tradiție masonică, pentru că primul mason a fost făcut în 1732, Constantin Mavrocordat, inițiat de preceptorul Del Chiaro, italian. E bine, dacă considerăm... Exact, domnul profesor, aveți dreptate. Deci avem vechime, nu este destul. Masonia este, în primul rând, cum spuneați dumneavoastră, poate o societate de caritate între ajutorare. Da, este altceva. Este o morală, o manieră de a trăi. Și cred că este o problemă mare în România actuală, în societatea bulversată, această manieră de a gândi. Suntem poate priviți ca afaceriști, șmecheri, cei care au pile. Din păcate, anumite scandaluri, care numeroase în ultimul timp, dau o anumită culoare negativă. Deci vă răspund imediat, nu este destul. Este, de primul rând, să dau un exemplu. Și în România, din păcate, după 1993, anul în care noi ne-am întors din exil și care s-a fondat o a doua obediență nouă, pentru cei care nu știu, sunt peste 60 de obediențe actualmente în România. Peste 60. Nu vă speriați. În Italia sunt 300, Franța de unde vin 70-80. Deci suntem încă departe. Dar obediențe care au 15-20 de persoane, din obediența numai pe care eu iau onoarea să o conduc, au plecat, noi spunem, roit. În fine, mai multe, așa zis, obediențe. 3-4 persoane vor să facă obediență și atunci toată lumea se face mason acum. Toți vor să fie mari maestri de pe zi pe alta și devine o glumiță. O glumiță! Când ai 15-20 de persoane, mă opresc imediat, o personalitate eminentă. Horia Nestorescu Bolcești, unul din mari masoni a României actuale, un scriitor, un istoric de mare clasă, e superat mare comandor, mare maestru de onoare al obedienței noastre. Are 82 de ani, îi doresc să facem 100 de ani și îmi spune ceva vreme, nu mă ce, iubite frate, mare maestru, vine cineva să îmi spună, ce, Horia, poți să ne ajut să facem și noi Suprem Consiliu? Suprem Consiliu, deja trebuie să ai o lojă formată cu număr de frați, gradul 33, până să ai 33, trebuie să ai înainte 1, 2, 3 și mai departe. Și pus o întrebare așa, zice, da, aveți o obediență? Da, da, am făcut o obediență, da. Și da, Suprem Consiliu, trebuie să ai deja un mare consiliu și ai un număr. Dar cât sunteți? 21-22. 21-22 era toată obediența. Vreau deja să fac un Suprem Consiliu cu gradul 33. Și pentru a termina, tot ceva vreme în urmă, un grup de tineri au venit la noi și eram foarte bucuros de la o altă obediență micuță, așa la importanță, și vin toți la mine. Și băiatul avea 23-24 de ani, simpatică, eu avut 5-6 lângă el. Mare maestre, venim la tine, te cunoaște, am auzit, bravo, ești maestru? Da, da, da. Ce? Nu numai atât. Zic, mirat. Zic, dar ce grad ai tu, iubite frate? 33. Zic, dar când ai intrat la mare maestru, nu-i spun numele? Acum 2 ani de zile. Deci, hai să fim serioși, când ai 24 de ani, gradul 33 și ai 2 ani de masonerie, este o glumiță. Nu mai vorbesc cum se plătesc gradele. Deci, în primul rând, să fii mason, să fii serviciu țării, al lui Dumnezeu și aici termin imediat, vreau să strâng puțin gâtul unei fabule absurde, mincinoase. Masonia este contra lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, un mason nu poate fi un ateu stupid sau un libertin ireligios. Spune Constituția lui Anderson. Cum poți să fii un mason când ești contra lui Dumnezeu? Prima întrebare care punem noi în lojă, crezi în Dumnezeu? Da. Bine, dacă nu, spune nu, nu mai vii. Suntem obligați, prin Constituția noastră, să credem în Dumnezeu și în țara noastră. Un mason face jurământ, și mai ales la gradul 33, să-și dea viața pentru țară. Câți mai fac în România?
Eu am făcut jurământ pe drapelul României, când am fost în 1968. Bun, ia, suntem comuniști. Dar nici acum facem jurământ pe Biblie. Deci trebuie să fim în serviciu țării și al Dumnezeu. Termin aici, ca să fie prea lung după aceea. Mulțumesc foarte mult domnului general Constantin Bartolomeu Săvoiu pentru această expunere. Domnule profesor Augustin Ioan, cartea Morala și Dogma, una dintre cele patru cărți despre care vorbim azi, reprezintă o contribuție de prim rang în ceea ce privește edificarea unei doctrine a Ordinului Masonic în general și a ritului scoțian antic și acceptat în particular. Ce s-ar putea spune aici despre particularitatea acestei lucrări și despre contribuția lui Albert Pike privind clarificarea doctrinală a ceea ce noi numim și ce numea și mai devreme ne-a exemplificat domnul general, gradele înalte ale masoneriei? Bună seara! Eu nu mă pregătisem pentru aceste întrebări, eu am făcut temele legate de cartea propriu-zisă și să-mi dați voie să spun două vorbe. Exact. Apucăm să vorbim și despre cărți. Sâmbătă veneam de la Curtea de Argeș, am fost, pentru cei care nu știu, sunt arhitectul Casei Regale și al Catedralei de la Curtea de Argeș. Și întorcându-mă era Radio Cultural și am dat de interviu cu Vasile Zecheroice de față. I-am dat SMS repede și soției dânsului și l-am ascultat. Deci, o parte din ce vă spun acum sunt, să zic, construite și în raport cu prezentările pe care el deja le-a făcut pe calea aerului, ca să spun așa, acestor cărți. În primul rând, așteptam să vă spun sincer să mă pună să prezint constructorii. Eu sunt arhitect. Sper că da. Nu, că n-aș vrea să monopolizez discuția, Doamne ferește. Dar, în al doilea rând, așteptam să-mi spună să prezint pe asta cu riturile și pe gendere, sau cum se cheamă asta, McKay. Morala și dogma. Nu, McKay, lăsa. Simbolismul. Așa, că voi vedeți titlurile, eu nu le văd. Nu era despre asta, mi-a dat Morala și dogma, nu știu ce mesaj a spus. Vorbiți despre oricare din cele patru cărți. Nu, eu vorbesc în general. Întrebările le-am stabilit împreună cu domnul Zecheroff. De acord. Deci cred că a vrut să-mi transmit un mesaj când mi-a zis că Morala și dogma, nu constructorii și legendele. Dar el știe foarte bine și am descoperit și eu citind Morala și dogma, este și o carte despre arhitectura templului și o carte de arhitectură. Acum, domnul general v-a spus câteva cuvinte, dar eu o să vă spun câteva cuvinte în plus. Și anume, asta, francmasoneria asta, subiectul, dacă vreți, mai general al seriei acestea, pornește din meseria noastră. Mason înseamnă constructor, zidar. Da? Deci oriunde veți auzi că s-au făcut clădiri, francmasoneria vorbește despre Hiram Abiff, despre arhitectul templului lui Solomon. Dar și înainte de a face asta s-au făcut. Avem, cum să zic, coincidența, apropo de arta regală de care vorbea Vasile, coincidența dintre funcția de mare preot și cea de arhitect, Imhotep. Da? Tot îi caută mormântul și se spune că sunt foarte aproape de a-l găsi. Este inventatorul, nu știu cum să-i spun altfel, unui mod de a organiza piatra pe planeta asta și care se cheamă piramida. Și spre care Hegel mult mai târziu spunea că este de fapt expresia arhitecturii. Dacă vreți să dați un exemplu, să lămuriți pe cineva care vine de pe Marte ce înseamnă arhitectură, era piramida. Deci există aceasta, să zicem, poate, să zicem, trăgând o cheie contemporană, Michel Foucault, noi am mai făcut în cartea despre care, în cărțile despre care vă vorbi Vasile, am mai luat-o și pe căi din ăsta lateral, încercând să aducem puțin la zi discursul, ideea de genealogie. Chiar dacă genealogia nu este complet istoric corectă, faptul că noi ne asumăm, noi constructorii, ne asumăm această genealogie. Noi spunem, suntem mândri că am avut, să zicem așa, în descendența sau ne tragem din. Bun. S-au făcut marile catedrale, s-au făcut și așa mai departe. Există un hiatus. Nu s-au mai făcut mari catedrale. Și au venit și a apărut franc masoneria, desprinsă, dacă vreți, de această obligație a construcției. Nu legate de dumneavoastră, nu v-ați înțeles primii, constructorii.
Păi da, asta zic și eu, nu e dumneavoastră, nu e vorba, dar e vorba că francmasoneria despre care, și foarte important, eu am și spus lucrul acesta, am scris, vreau să spun, că de spus să spun pe peste tot. Del Chiaro, care era evreu convertit și a fost secretarul lui Brâncoveanu și administratorul averii sale colosale, este considerat fondatorul francmasonerii, mă rog, cel care a adus aici în România și a păstrat și a și murit aici, de altfel, această idee cu totul nouă. Eu pot, nu e cazul acum, dar vă pot, pe cei care sunteți interesați, o să vorbesc despre Brâncoveanu la Muzeul de Istorie peste 2 săptămâni. Brâncoveanu a aplicat aceste noi idei. O parte din arhitectura brâncovenească are acest nou înțeles. Da? Când vă duceți data viitoare la Curez, vă rog să vă uitați cu atenție în pridvor, în stânga intrării, este un tablou cu inițiații. Toți sunt în poziție rituală, toți au o trestie albă în mână, adică sunt lucruri grele. Depășim. Deci, supărat cum eram că Vasile m-a pus să vorbesc despre morală și dogma, am găsit o carte, care nu citisem pe seara, altele citisem, mi se părea mai în domeniul meu, ca să spun așa, o carte plină de referințe la, evident, partea de construcție. Atât în sensul propriu, sunt descrieri, cel puțin la primul capitol ăsta cu ucenicii, sunt descrieri ale Templului din Ierusalim, dar și în sensul, să zicem, compozițional. Este o întreagă știință a numerologiei în cartea asta, explicată pentru fiecare dintre grade. Despre cartea propriu-zisă aș vrea să vă spun însă câteva cuvinte. În primul rând, cum face de obicei Vasile, mi-a pâinea de la gură, mă cheamă să vorbesc, după aceea spune ideile principale și eu rămân fără... Ce este de spus despre toate aceste cărți? Ele vin dintr-un spațiu, cel american, și dintr-un timp de care intelectualmente noi suntem separați. Vorbim de secolul al XIX. Adică există, mai mult sau mai puțin, în jur de 100 de ani care ne despart de aceste cărți și care trebuie comentați. Și Vasile face foarte bine că nu numai că adaugă o prefață nouă la edițiile, de pildă la mine, e a doua prefață la cartea asta și după această a doua prefață mai urmează 2 studii care le explică până să ajungi să citești propriu-zis textul, treci printr-o seamă de explicații. Apropo, vedeți că s-a publicat, la Humanitas, o ediție, cineva vorbea de Republica, de Platos, o ediție a tuturor comentariilor făcute de Noica la Platon. E o carte absolut excepțională. Deci aceste interpretări încearcă să ni-l recupereze. De ce are nevoie de recuperare? Asta este un exercițiu simplu de hermeneutică pe care toți cei care ați auzit de acest termen nu numai că îl știți, dar îl și înțelegeți de ce e nevoie. Și anume că această distanță în timp ne face să ne uităm la acest text, indiferent ce ne-ar spune el, critic. Mai mult decât atât, trebuie să ne uităm critic. E un text gongoric, un cuvânt straniu, foarte baroc. Așa scriau în secolul al XIX. Și asta, să zicem că e partea de critică, cumva, pe măsură ce vă duceți în timp, avem nevoie de traducere în limbile contemporane, știți foarte bine, chiar și cronicare la noi, sau Chaucer, sau în Anglia, deci trebuie adus în limba vremii noastre. Dar ideile, cum să spun, ideea cea mai importantă este iarăși legată de modul în care e scrisă cartea. E flamboiantă. Dar dacă e adevărat, și cred că este adevărat din tot ce aflu acolo, că asta e ceea ce trebuiau să știe ucenicul, calfa și maestrul în secolul al XIX-lea, vreau să vă spun că francmasoneria contemporană are o mare problemă. Nu mai e la nivelul acela. Cartea în sine este cartea unui avocat, sigur, foarte cultivat și așa mai departe, toate lucrurile de stimă, dar este o carte de compilație. El nu i-a fost un savant în sensul, să zicem, tradițional. Dar dacă așa scria un avocat care era, să zicem, implicat în francmasonerie și ăsta e lucrul pe care îl cerea francmasonul în vremii sale, oameni buni, avem o problemă.
Da? Avem o problemă foarte gravă. Deci nivelul, să zicem, nu academic, că nu cere nimeni să fie la nivel academic, dar nivelul de cunoaștere simbolică, de referințe mitologice, încă o dată de numerologie, încă o dată de trimiteri constructive la templu, da? Toate lucrurile astea, oamenii și-a trebuit să le știe ca să treacă la pasul următor, reiese din carte. Și toată viața lui cât a fost, cât a condus organizația aceasta, pe care de altfel a și, cum să zic, articulat-o, se pare, în Statele Unite, a ritului scoțian antic și acceptat. Dacă s-a aplicat așa, nu știu cu cine să vorbesc. Vă spun, zice, aș vorbi cu cineva. Fraților, haideți să ne luăm în serios. Ați ascultat pe domnul general mai devreme. Nu suntem la nivelul ăla. Nu mai suntem la nivelul ăla. Ceea ce mi-aduce cu gândul la ce spunea Vasile. Vasile spunea că de când s-a fondat a început să decadă. Adică era deja decăzut când s-a fondat francmasonerie, e adevărat? Cam așa ceva. Sau te luase microfonul? Nu mă contrazice că despre asta era vorba. Da? Deci există, să zicem, odată cu căderea în lume, dacă oricum ați defini-o, că sunt regimuri totalitare, că se sting luminile, se reaprind, deci e un fenomen din ăsta, de prigoană, dacă vreți. Problema, de fapt, este că, și asta e o referință pe care o dă Vasile în cărțile 3 despre care a vorbit la început, la un moment povestește, dă mărturie despre cineva care a spus că acum trebuie completat șeptelul. Deci întâi să reînființăm cantitatea, să vedem ce facem după aceea cu calitatea. Șeptel, Doamne ajută, înțeleg că e destul. Deci, da? Haideți să ne ocupăm puțin de calitate, pentru că amintele nu rămân decât un fel de... Ar trebui să fie cavaleria spirituală. Și este un număr de băieți foarte simpatici pe care n-ai cum să-i întâlnești altundeva și pe care poți să faci business. Dar nu e suficient. Eu personal, ca arhitect și ca om preocupat de lucrul ăsta, i-am spus și lui Vasile, de care mă leagă o veche, foarte veche prietenie, mă rog, foarte veche la scara României, 30 de ani. Dar nu e suficient. Nu e mulțumitor pentru cineva care vine să se perfecționeze pe sine. De la un moment dat încolo și mă uit aici la un alt prieten vechi pe care l-am în sală. E momentul să facem ceva, dacă se poate, dacă să faceți ceva, că sunteți în poziții mai înalte decât mine și nu știu ce se poate face, că de data afară nu mai poți să-i mai dai. Nu, nici nu trebuie, dar nu cred că asta e calea. Deci calea nu e ai părut, ci calea este autoperfecțiune. Da? Cine a venit aici a venit să facă acest efort suplimentar pentru că se simte cumva ales. Da? Și dacă fiind înăuntru, vă repet, dacă fiind înăuntru, și astea sunt gradele albastre, nu sunt toate gradele, ce am eu aici, doar primele 3, ucenicul, Calva și maestru. Dacă însă ori traduce și celelalte, mă îngrozesc, înțeleg că urmează să le traduce și pe celelalte până la 33. Bravo! Foileton, nu știu cum da trebuie, vă spun, deci dacă gradul 3 e așa, eu nu vreau să mă gândesc ce înseamnă, ce le cerea omul ăsta celor de gradul 33. Jur că este foarte complicat. Este nivelul sub, cum să spun, de asta apropo și de profesiunea noastră, înainte de a apărea, să zicem, de specializarea aceasta arhitecturii, se numea gentleman architect. O persoană preocupată de lucrurile acestea. Ăsta este un gentleman francmason. E o persoană preocupată de lucrurile acestea. Nu este un expert. Mi-e groază să mă gândesc ce înseamnă expertul. Am o carte din asta despre monumente, architecture, nu știu ce e în mit. Mai e un cuvânt intermediar. Tot din secolul XIX. Lucrurile sunt înfricoșătoare. Se duce până la ultima consecință. Da? Arhetipuri. Până în creierul, până în... cum se cheamă, pineală, până în granda pineală, da? Oamenii ăștia așa făceau, deci ăștia în secolul nostru, când apucau să se ducă, se duceau până în rădăcină și se întorceau unii, se mai întorceau să ne spună cum a fost. Nu știu dacă sunt foarte... dar sunt cunoscut prin faptul că stric cheful oamenilor când vin la în server, vă rog să mă scuzați. Pe mine în cartea asta, pentru că le știam și pe celelalte, pe mine m-a înfrigurat puțin, m-a înfricoșat, nu știu cum să zic. Cu cunoștințele să zic că sunt la nivelul gradului 3 de aici, din cartea asta.
Bine, unele care sunt de strictă specialitate și pe care avocatul nu avea cum să le știe și evident că acolo sunt tratate. Dar sunt tratate la un nivel în care cineva care este mai departe decât ăsta îl are imediat în spate. Nu e stai, mă uit mai, să mai zărește în urmă sau să rătăci pe drum. Da? Ăsta e în spate. Este în spate, te urmează. Vine după tine. E un nivel foarte performant. Adică este... Nu știu cum să-i spun. Că dacă spui de secund, pare că e înjositor. Deci este un nivel de, cum să spun, de gentleman francmason foarte înalt. Cu tot respectul pentru stilul gongoric care trebuie retradus. Nu știu dacă s-ar putea face asta de traducere, care însemna modificarea textului, dar el e scris foarte... Na. Imaginați-vă, secolul XIX. Imaginați-vă HD-ul. Scrie în cărți despre francmasonerie. Da? Atenție! HD-ul a luat premiul Societății Arhitecților pentru castelul de la Câmpina. Deci așa era, atât de pregătiți erau. Când s-a apucat să... Și mai este o casă aici pe Cheiul Gârlei, când eram președinte la Monumente Istorice, eu am semnat și de asta încă e în picioare ca să devină monument. Și făcută după schițele lui HD-ul. HD-ul făcea și asta, pe lângă toate lucrurile pe care le știți. Cam așa este tipul de, cum să spun, de om care se autoperfecționează și care e prezentat aici. Și le cere și celorlalți la fel. Nu vă mirați că i-a aprobat o rentă viageră, că era și se ocupa de lucruri serioase și deci era destul de sărac. Și a trebuit să-i dea o rentă viageră până la sfârșitul vieții, ca să aibă din ce să trăiască, să se ocupe de lucruri cu adevărat importante. Vă mulțumesc. Mai intervin dacă mă mai... Mulțumim foarte mult, domnule profesor Augustin Ioan. Înainte de a lua, așa cum am anunțat, o scurtă pauză de 5 minute, 5-6 minute, aș vrea ca domnul Vasile Zecheru să îmi răspundă la o întrebare. Cartea Constructorii a avut un destin fascinant, a fost reeditată de nenumărate ori și a fost tradusă în foarte multe limbi de circulație internațională încă de la apariția sa. Ce ne puteți spune despre personalitatea autorului cărții Constructorii, Joseph Ford Newton, și despre activitatea sa masonică? Joseph Ford Newton s-a născut în 1880, face școala la zi, intră la Harvard, termină științe juridice, îl are acolo pentru o perioadă ca îndrumător pe celebrul William James, dar nu se oprește aici. Merge mai departe, obține 3 sau 4 doctorate în materii foarte diferite, și anume literatură iudaică și romanică. În știința dreptului obține un titlu la Londra de doctor onorific și după aceea un doctor în teologie, un titlu de doctor în teologie. Iată ce om complex și dezvoltat din punct de vedere spiritual era, să apropie de tipul acela de om pe care l-a evocat aici subtil prietenul meu Augustin. A fost pastor baptist. Toată viața a predicat în comunitățile baptiste din America și din Marea Britanie. La un moment dat, în timpul războiului, în 1916, pleacă la Londra și stă acolo vreo 4 ani. Și se remarcă în mod deosebit reputația lui pe plan internațional, devine un lucru cert de acum. Pledează pentru concordia între Statele Unite și Marea Britanie ca temelie a ordinii mondiale. Un lucru deosebit. Prin această viziune el se distinge și revine în Statele Unite în 1920, aureolat cu o glorie pe care a câștigat-o acolo, la Londra. Opera lui este, ca să reducem totul la esențe, este un ansamblu de predici, ca să spun așa. Cartea aceasta, tradusă acum în limba română, este o apariție singulară.
niciodată n-a mai scris despre masonerie. O singură dată a scris, în 1914, a fost inițiat în 1900, la 20 de ani, la 2 ani era deja maestru mason și în 1914 scrie această carte. Eu vă rog să o citiți, sau măcar în diagonală, să vedeți produsul unui intelectual de început de secol 20, un intelectual rasat care știa să scrie cărți, știa să propună un enunț și după aceea să-l demonstreze pe parcurs, să administreze considerentele lui cu răbdare, cu rigoare. M-aș lega un pic de titlul cărții, Constructorii. El nu spune, putea să spună și atunci, francmasonii, el spune Constructorii. Și în cartea aici, acest titlu mi-a ridicat puțin mingea la fileu, așa, ca să dezvolt un raționament inițiatic. Întâi de toate este vorba despre un geometru, un mare geometru, care a produs creația sa aplicând pur și simplu matematica. Creația sa, totul, cochilia melcului, constelația, floarea soarelui, totul este organizat geometric. Omul a intuit aceste străfunduri, aceste subtilități, această semnătură a demiurgului, omul, savantul, și în timp a încercat să descopere ecuația care se află în spatele realității. Așa s-a dezvoltat știința, tot căutând o explicație matematică. Deci există un mare geometru. Există și un mare arhitect. Arhitectul este cel care știe aceste legi, le cunoaște și face un plan al creației. Transpune o cunoaștere într-un plan foarte exact. Și există și constructorul, cel care pune în operă planul respectiv. Aceasta este trilogia pe care ne ridică, cu care ne provoacă autorul. Acesta este raționamentul inițiatic. Ei bine, și am să citesc acum din Newton două rândulețe. Omul are capacitatea să vadă toată această desfășurare extraordinară, să se minuneze și după aceea își dă seama că se încarcă cu o responsabilitate extraordinară și să pună în operă toată această structură matematică. Iată ce spune Newton. Toată gândirea omenească, fie că se exprimă în știință, filozofie sau religie, se întemeiază pe validitatea credinței în înrudirea omului cu Dumnezeu. Dacă această credință este falsă, templul gândirii umane se dărâmă. Faptul că universul este inteligibil, că putem să-i folosim forțele, să-i urmărim legile și să facem o hartă a lui, găsind infinitul, arată că mintea omului este înrudită cu mintea demiurgului. Exact ceea ce spunea și domn general Săvoiu. Nu poate fi discutată această chestiune, credința în Dumnezeu. De aceea masoneria este înțeleaptă și îl întreabă pe aspirant încă de la început. Crezi în Dumnezeu? Dacă răspunsul este nu, el este respins. La noi, la toți. Așa, mai citesc ceva și mă opresc. Aici se află marele secret al masoneriei. Să-l facă pe om conștient de divinitatea din lăuntru lui, de unde întreaga lui viață își ia frumusețea și sensul, și să se lase inspirat de ea și să o urmeze și să o asculte. Odată ce omul a învățat acest secret profund, viața lui se va înnoi și lumea veche va deveni o vale scăldată în roa dimineții. Iată, mă rog, și puțină poezie, dar mai bine exprimă poezia toate aceste adevăruri profunde decât poate să o facă știința. Știința uneori este rigidă în explicații și nu reușește, este insuficientă pentru a explica aceste subtilități.
dacă îmi veți permite, voi vorbi mai departe și despre carte în sine, dar poate după pauză. Da, 5 minute, pauză. Era încărunțită de timp, venind dintr-un trecut îndepărtat, aducând un depozit remarcabil de cunoștințe legendare. De asemenea, păstra în ele aceleași simboluri simple, grăitoare, care, după cum am văzut, sunt mai vechi decât cele mai vechi religii din prezent, pe care le-a primit ca o moștenire spirituală și le-a transmis ca pe o comoară de neprețuit. Indiferent ce am crede despre legendele masoneriei, așa cum sunt relatate în cele mai vechi documente, simbolurile ei, mai vechi decât ordinul însuși, o leagă de cea mai veche gândire și credință a omenirii. Joseph Fort Newton în cartea Constructorii. Aș vrea să revin la domnul general Constantin Bartolomeu Săvoiu cu următoarea întrebare legată de cartea Simbolismul Francmasoneriei a lui Girard Du Bac. Cine a fost Bac și prin ce se distinge el ca autor de carte, de literatură masonică și de ce este importantă lucrarea pe care noi o prezentăm astăzi în fața domniilor voastre? Tot ce aveți dumneavoastră aici este de citit, că nu e un singur titlu care nu merită să facă parte din biblioteca unui framason sau unui iubitor de masonerie. Poate fi iubitor de masonerie fără să fie obligat framason. Noi avem și o expresie framason fără șorț. Vorba de oameni care prin calitatea lor spirituală și prin comportamentul în viața de cotidiană, bunătatea și loialitatea față de societate sunt ca niște francmasoni. De nimic francmason fără, fără șorț. Este o carte, în primul rând, scrisă de un om deosebit. Girard Dewey Bach este medic. Foarte mulți medici au fost francmasoni, ca și foarte mulți militari. Între 1838-1916 a trăit. Ea a fost un membru eminent al ritului scoțian, antici acceptat. Foarte interesant de societatea teozofică. Societatea teozofică, ar fi bine să citiți puțin despre ea, a fost timp de 30-40 de ani o apariție foarte interesantă în lumea spirituală occidentală, condusă de un personaj jumate mitic, jumate mistic, jumate impostor, doamna Blavatsky, femeie destul de inteligentă, dar mai ales cu niște cărți care depășesc mult pe departe ce se știe despre formarea intelectuală și spirituală. Deci, societatea teozofică, asta a fost poate arta ei, chiar dacă a fost jumate impostoare, a atras oameni de foarte mare calitate, generali, politicieni, oameni de afaceri. Deci, societatea teozofică a avut o mare strălucire. Ea există, am văzut parcă și în România există ceva teozofic, în mai multe țări, a avut o extraordinară răspândire, un amestec de misticism, idealism, filozofie, un fel de melting pot foarte interesant. Bine, el a iubit această cale, ceea ce nu împiedică că e un scriitor de mare, mare talent. În această carte, vă spun cu toate cărțile, aș dori să le citesc una după alta, Simbolismul Francmasoniei vorbește despre 3-4-5 principii de bază, principiul de educație în masonerie, genul francmasoniei, doctrina secretă și simbolismul. Simbolismul, toate acestea însă sunt legate foarte mult și de admirația pe care a avut-o pentru Pike. Pike, acest om extraordinar, general, el însuși general, foarte mulți militari, veți vedea, au făcut, fac și vor face parte din masonerie. Mi-amintesc în cei 10 ani de zile, când eram vicepreședinte al ofițerilor de rezervă ORR România, mergeam de 3 ori pe an la Bruxelles și americanii nu se ascundeau, îi vedeau, "How are you, my brother?" Întind mâna, au semnul masonic la noi, e rușine ce o spune, deci americanul nu au nicio problemă
pentru a afișa apartenența lor masonică. De altfel, pentru cei care nu știu, din cei 45 de președinți americani, 15 sunt framasoni. Și dacă aveți ocazia să vizitați Marea Lojă din New York, e ceva extraordinar, un imobil de 34 de etaje, jumate este închiriat, că aduce venituri importante, restul sunt lojile, mari loji din New York, fabulos, fabulos, au două etaje, numai sala de conferințe, 1500 de locuri. Și aveți, aveți înainte de a ajunge la biroul Marelui Maestru și Marelui Secretar, galerii de fotografii, pe cam jumătate sunt generali și ofițeri. Vorbesc mai câțiva care îi cunoașteți deja, MacArthur și Eisenhower. Deci, în această carte deosebită, aveți în același timp o istorie puțină de la începuturile masonerii, a secretului masonic, până în zilele noastre, o educație și mai ales această idee că ce ne distinge față de ceilalți, e bine, este doctrina secretă. Doctrina secretă, în fond, este legătura intrinsecă a omului, a spiritului cu Dumnezeu. Și spune foarte clar că, de aici fac această paranteză, și fac un comeback și imediat revin, spunea Madior, Mare Maestru Zecher, spunea despre, da, noi întrebăm, domnia sa, obediență care urmează să o conducă, le pune întrebarea dacă crezi în Dumnezeu. Dar nu toată lumea o face. Pentru că există, adevărat, din cele 7-8 milioane, nu știm exact, nu se știe o cifră exactă, că nu-i numără masonii, consider 7-8 milioane, 10 milioane, cam 20-30% ar fi cei care nu mai cred, nu obligație în marele arhitect al Universului, ce în fond este God, Dumnezeu. Aceștia sunt, în principiu, conduși de acest lider care este Marele Orient, le Grand Orient de France, Marele Orient al Franței, care în 1804 devine singura obediență în Franța. Până atunci aveam cele două obediențe, Grand Loge de France și Grand Orient. Grand Loge de France, Grand Orient vor fi reunificate într-o singură obediență și Napoleon, ea Napoleon, a pus pe fratele lui ca mare maestru. Mare maestru, fără să fie framason. Nu era framason, dar l-a numit. Dar cine vorbește cu fratele lui Napoleon I? Și timp de aproape 100 de ani, 80 de ani mai exact, secolul XIX a fost dominat de Grand Orient de France, Mare Orient al Franței, care era puterea, zic așa, care dădea peste tot obiectivul. Lojile din America Latină, lojile din Europa, toate aveau ca far Mare Orient al Franței. Le Marea Loge Unită Angliei, United Grand Lodge of England, UGLE, faimoasa UGLE, care pretinde cu enfază și bineînțeles, cu impostură. We are the mother logo of the lodge of the world. Noi suntem mare, loja mama lumii. Minciună gogonată, fără sfruntată. Vă vedea imediat despre ce este vorba. Primele loji apar mult înainte. Loji speculative, că avem aici un distins important arhitect. Da, noi ne tragem de deși, nu deși din noi. Noi venim de la masonii, zidarii, constructori. Freemason înseamnă zidar liber, că putea să voiajeze, fraiul Maurai în germană, liberii muratorii și încetul cu încetul acești constructori de catedrale, de temple, de edificii extraordinare, cu secretele lor, încep să atragă în jurul lor, alții vreau să asculte. Și așa se vor forma treptat aceste loși speculative. Le vom avea prin 1500, 1600. Prima dovadă o avem în 1598. St. Mary Chapel, loja Sfânta Maria, de Edinburgh, ține o ținută, are o ținută. Și avem un proces verbal pe care l-am văzut. Cum l-am văzut? E bine, cu 4 ani în urmă, la Bibliothèque Mitterrand la Paris, a fost o mare expoziție. 2 luni a durat. Extraordinar. Documente trimise de UGLE și arăta și această prin proces verbal. Între 1598, 31 iulie și 1717, aproape 120 de ani, 26 de loji vor fi create în Scoția. Loji speculative. Deci nu numai Anglia, Scoția. În 1717, deci 120 de ani mai târziu,
patru loși la Londra, se vor reuni și vor face Marea Lojă a Londrei. Ok, foarte bine. Un eveniment important. Marea Lojă Municipală a Londrei. Dar nu, început de masonărie, cum veți auzi mai târziu. Veți vedea imediat de ce. Ei se întind peste tot, se vor certa imediat între ei, ca orice bună engleză, și vor face două curente, ancient and modern, modernii și cei vechi. Se vor certa între ei până în 1813. Dar în 1813, pe 27 decembrie, intrați pe internet, veți vedea că UGLE, United Grand Lodge of England, care pretinde eu dacă nu îți dau patentă nici regular, altă Brașov, regular, irregular. Ați auzit și prin România, băi, irregularilor, cine vorbesc? Oamenii care sunt mason, cum spuneți dumneavoastră chinez, adică sunt mason numai cu numele. Deci, de-abia în 1813, pe 27 decembrie, se vor unifica, pentru că cele două loși au în cap fiecare câte un frate, iau frate între ei, ducele de Kent și ducele, nu mai știu care, prinț. Bun. Dar cine conducea? Mal-Orient, al Franței. Și în 1877, un an binecuvântat pentru România, are loc un congres al Mal-Orient al Franței. Și radicalii, pe vremea aceea radicalii erau stânga, voilà, le radicau, vă zice, o să scoatem din Constituția noastră obligativitatea credinței în marele arhitect al Universului. Mare arhitect al Universului, care nu este un Dumnezeu. Este personificarea, simbolul Dumnezeu, dar nu e Dumnezeu mason. Este, unii spun God, alții spun Dieu, alții spun Boje, alții spun Brahman. Este unic, Dumnezeu unic. Dar ca să nu supărăm pe nimeni, a zis mare arhitect, un prea iubit prelat, în ghilimele, mitropolitul Trifon, eram la Constantinopol, nu acum, când m-am întors cu 4 ani în urmă, și în plină catedrală, ca să-l audă Daniel, prea fericit de Daniel, nu prea mă iubește, pentru că știe că depinde Bartolomeu, patriarhul economic, nu de el, ce domnule general, dumneavoastră, framasoni, aveți un Dumnezeu? Care n-ar prea sfințire? Ca să-l audă Daniel, se terminase ceremonia, liturghia, și băi, ăla mare arhitect al Universului, zic că n-ar prea sfințite, dar știți că în limbajul curent, constructorii, cei care construiesc, se numește arhitecți, da, păi cineva care construiește nu e un creator? Ba da, păi creatorul este el, Dumnezeu. A, da, alte minciune. Deci, nu, Dumnezeu. E imediat în 1878, ce va face United Grand Lodge of England? Se va umfla în pene, ca pe unul, și va zice, de acum încolo, noi suntem loja mama lumii. 1878. Și da, în acest moment, masonia mondială va zice, englezi, englezi, englezi. Perfidul Albion, care avea o politică. Masoneria era o manieră de a ține în frâu diferitele țări. Îi făceau maeștri pe indieni, pe birmani, pe în America, și atunci se simțeau și ei puși înainte. Încă o dată perfidul Albion. În sfârșit, după al doilea război mondial, și-au deschis ochii și-au văzut că e o mare minciună, așa zisa supremație engleză. Și revin. Vă spuneam, deci, că timp de ani de zile am avut această credință că noi suntem toți aici veniți ca să facem nu știu ce pentru nu știu cine. Și atunci am uitat că menirea noastră de constructor, cum spunea domnul profesor universitar și arhitect, este de a construi. A construi templul nostru. Noi nu mai avem acum, ca domnia voastră, faceți minuni de arhitectură. Noi ce facem? Ne construim un templu, un templu interior. Și legat de aceasta, pentru că vorbim de această carte minunată, voi cita ce spune acest om extraordinar, că este generalul Pike. Întreaga lume este o singură republică, în care fiecare națiune este o familie și fiecare individ un copil. Masoneria, fără să aducă atingere în un fel diferit, obligații pe care le pretind unei state, tinde să creeze un nou popor, format din oameni de multe nații și limbi, uniți prin legăturile științei, moralității și virtuții. Deci, acest lucru extraordinar, care noi nu dăm seama, băi, nu am venit aici să fac afaceri. Cât am avut, când am venit să mă întrebe, ce mare maestre,
Dar ce obțin? Ce am? Nimic. Păi cum? Păi am venit? Păi dacă crezi în ceva, vin. A, nu, că n-am cam. Altfel zice, dar puteți să mă ajutați să am un serviciu. Am zis, stimată domn sau stimată doamnă, încercăm să facem și caritate, e normal. Noi păstăm un jurământ, acest jurământ spunem clar. Jur să-mi ajut un frate sau o soră, putem vorbi imediat de surori care sunt de cel mai vechi timpuri, chiar masoane, nu se poate spune ferminul mason, operative, erau pe șantier, lucra pe șantier, cu condiția ca cererea lui să corespundă legii morale și legii societății. Păi ăsta e secretul, sunt mason să te ajut dacă ești un bandit, un hot, un șmecher, cum vedem atâta în această țară de afaceriști care se mai și umflă în pene, păi, sunt gradul 33, păi, cine sunt aici? Nu mai e masonerie, este un cerc de afaceri, o șmecherală. Deci, închid paranteza, această extraordinară carte care este a lui fratele nostru Bach, dar și cartea, trebuie să o luăm toți, a fratului Pike, vorbește clar de menia noastră masonică. Și pentru că, nu, dacă întrezi, o să am aproape ore de vorbit, uitați, am citit tot bine, am scos peste tot, dar m-ați puțin provocat. Vorbim de femei. Vreau să vă arăt imediat ce spune despre femei. Este ceva extraordinar, pentru că dacă nu luăm seamă și ascultăm tot felul de lucruri fantastice, dar nu zic brașoave, ce mă, dar femeile astea sunt capabile, sunt mai bune? Hai să vă spun eu după 44 de ani de masonerie. În octombrie am 44 de ani. Nu că sunt capabile, sunt mai bune decât noi. În general, lojile feminine lucrează mult mai bine decât noi bărbații. Vă spuneam, deci, că masoneria apare feminină operativă foarte devreme. Ele le găsim pe șantiere, ele făceau treburile cele mai delicate, ele făceau bucătăria. Săracii lucrau dimineața, se opreau la prânz să mănânce și seara. Se rugau prânz dimineața și seara, rugau de trei ori. Și cine făcea bucătăria? Multă parte femei. Deci erau operative. Am fost la Napoli, anul trecut, cu un grup din obediența noastră și una din mare catedrale din Napoli. Am fotografia, dar n-am timp să vă arăt. Vedem o frumoasă soră cu pe pulpe, avea echerul și compasul. Erau masoane operative. Existau deja. Deci, încă o dată prostie, femeile pot fi masoane. Dar cine v-a spus așa ceva? De asta vreau să vă citesc imediat ce spune acest extraordinar despre femei. Spune, nu poate să fie, femeia nu poate să fie decât împreună cu noi. Și vine din partea unui anglosaxon, atenție, din partea unui anglosaxon. Uitați ce spune, vă citesc imediat. Înțelepciunea antică s-a preocupat în mare măsură de sufletele oamenilor și așa propus să înalțe viața pământească, purificând sufletul și exaltându-i idealurile. Ea învață că sufletele nu au sex și că civilizații cunoscute care l-au desconsiderat pe femei nu s-a ridicat niciodată pe culmi, unul și-a menținut mult timp supremația. Într-adevăr, doctrina secretă demonstrează cu o claritate inconfundabilă că înjosirea sexuală sub orice formă este calea largă spre degenerarea și distrugerea atât a bărbatului cât și a femeii, a națiunilor, la fel de sigur ca și a indivizilor. Deci cum vă închipuiți, doamna și domnilor, o societate mai masculină? Eu am de zile, pentru părmea de serviciu, am voiajat în Țările Arabe. Din 1974 până am plecat la pensie, ultimii 5 ani de zile eram detașat în momentul când am fost înaintat general și am plecat la 1 ianuarie 2011. Am făcut Țările Arabe, erau locul meu de muncă și predilecție. Nu vă ascund, când mergeam în Arabia Saudită, după 3 zile nu mă mai simțeam bine. Le vezi pe toate legate, europenele aveau dreptul să aibă figura deschisă. Dar celelalte, toate, pe față. Acum s-a mai puțin eliberat, dar voi ca să și conduc. Dar suntem absurzi! O societate numai de bărbați, o societate numai de femei. O să vă puțin șochez. Am fost și la Athos. Nu mă mai duc a doua oară. Am fost, bineînțeles, fiind arhonte al patriei ecumenice, am fost primit cu brațe deschise la Vatopedii, una cea mai frumoase mănăstiri, care depind toate de patriarhia ecumenică. După 2 zile, nu mă simțeam prea așa. Numai bărbați, mai bărbați, mai bărbați. Îi vedeam toți acolo, bine, nu vă zic de alte detalii.
Natura umană a făcut bărbați și femei, doamne și domnule. Hai să fim serioși, ce? O societate numai de masculin, numai de feminin. Aveam Adam, Adam și Eva, Eva nu. Aveam Adam și Eva. Dar unde trăim? Fiecare face ce vrea cu corpul lui. Dar Dumnezeu ne-a creat împreună, de aceea masoneria nu poate fi decât împreună. Ne îmbogățim unii de alții. Avem soarele și luna. Când veți auzi postii în jurul dumneavoastră, ce femeile? Alo, zic, dumneavoastră, cine te-a făcut? Tata? Numai tata? Cu alt tată? Nu. Te-a făcut tată și cu mamă. Deci, suntem indisolubili legați masoneria de femei, pentru că ele sunt baza societății noastre. Bun, m-am dat două minute? Cum apare? Într-adevăr, după ce această perioadă operativă, femeile găsim în lojile operative, începe să dispare puțin pentru a reapărea în secolul XVIII. Cum? Începând cu 1730, vom găsi foarte mult loji de adopțiune. Ce înseamnă lojile de adopțiune? Toate lojile militare în Franța, ofițeri, doreau ca în timpul cât domnii ofițeri erau la serviciu sau seara, doamne să nu steau acasă. Și atunci ce a făcut? Ce? Vom face loji masonice de adopțiune. Ce înseamnă? Că fiecare lojă militară avea pe lângă ea o lojă feminină cu soțiile, surorile sau mamele ofițerilor. Dacă nu putea deschide lucrările, dacă nu exista un bărbat maestru pe coloane. Deci era lojă, numai doamne, cu un bărbat prezent. Această lucru s-a perpetuat, s-a răspândit în toată Europa, mai mult s-au făcut loji feminine, în așa măsură că în 1789, când a fost ghilotinată Marie Antoinette, marea lojă feminină, marea maestră, la Duchesse d'Alembert, a fost și ea ghilotinată. De ce vorbim? De ce prostii abuzim? Femeile pot fi masoane. Vor continua această extindere feminină. Garibaldi, da, el... patentă lojilor feminine de la Napoli. Deci există, dacă intrați pe YouTube, am aici o difrație noștri, Mare Consiliu, a pus pe YouTube masonia feminină, bateți MLN 1880, veți vedea, o fac o conferință despre masonia feminină cu date precise despre acest lucru. Vom ajunge la jumătatea secolului XIX. Și în acel moment ce se va întâmpla? În Franța, o soră cu alt frate, doresc să facă o lojă mixtă. Vor fi o semne de peripeții pe care nu se intru și, în sfârșit, vor fonda le droit humain. Le droit humain, dreptul uman, că este prima lojă mixtă din lume. Se va extinde în toată lumea, există în America, există în Anglia, există peste tot. Sunt zeci de mii de surori care sunt și vom avea situația prezentă în care avem loji masculine, loji feminine și loji mixte. Deci avem toată gama, de exemplu, noi suntem o obediență masculină, da? Dar avem o lojă feminină, Mata Bibescu, în care surorile sunt între ele, dacă ai nu putem să asistăm și ele vin la noi. Mâine, de exemplu, am o ținută în care avem loja feminină și loja masculină. Asistăm împreună, dar loja feminină sunt numai ofițerii și marea venerabilă este... Sora, eu profesor universitar, am avut colonele, medici, secretari de stat, că încercăm să aducem cât mai variat societatea românească, ca și în Franța, în Anglia, Germania, să fie un tablou al unei societăți. Masonia nu înseamnă ceva în care ne întâlnim numai între noi. Am auzit în România, cu ceva vreme în urmă, nu ați multe vreme, loja generalilor. Auziți prostie. Dacă toată ziua ești deja între generali, sau între militar, am nevoie să mă întâlnesc, că loja generală NATO. Prostie. N-a durat foarte multă vreme, se umfla un pen. Sau lojile numai de avocați. Ce e numai de avocați? Păi, în lojile noastre am muzicieni, avocați, ofițeri, oameni de afaceri, simpli funcționari. Am toată gama unei societăți. Vin să mă îmbogățesc, nu să mă găsesc mai între noi. Pentru aceasta este clubul. Clubul nu știu ce, clubul popicarilor, clubul pescarilor. Deci, masonia înseamnă prin varietate și, cum spunea un moment dat Anderson, este locul în care ne întâlnim, în care altfel viața nu ne-ar fi pus împreună. Asta este bogăția masoniei, de a fi împreună. Deci, nu pot să vorbesc de tot, însă pot să vă spun singur lucru. Citiți această carte, ca toate constructivii. Este o delectare și veți vedea acest mesaj
cu 100, deci am uit în 1916, cu 100 și câte 104 ani, da, 4 ani în urmă. Cât e de actualitate acest mesaj? Cât este de vivantă flacăra acestui om? Parcă l-a scris ieri. Vorbea un singur lucru, vă dați seama, dacă sunteți atenți, vorbea de războiul Spania și cu Cuba, că era pe la 1880 și spunea că dacă ar fi avut și poate această idee masonică, s-ar fi evitat bătălia între Cuba și Spania. Deci, de actualitate, încă o dată, vă conjur, citiți, toate sunt de mare clasă, nu pot să continui, că ar fi prea, uitați cât am încă câteva pagini, dar este extraordinar de a vedea că oameni de-a lungul timpurilor a avut acest foc, această flacă, această scânteie. Eu, primul, vă spun, sunt păcătos. Dar cine nu e păcătos? Să arunce el primul piatră. Fiindcă sunt păcătos, fac păcaturi. Dar una face păcate, una a face lucruri care toți le face. Și una a fi pervers, a fi rău, a fi mincinos, a înșela pe ceilalți. Cum poți să fii framason? Am citit niște aberații. Am încă un fel de site, care multe site-uri, le citiți, generalul Savoiu, domnule, securist caghebist. Doamne și domnilor, în 1948, Filip Savoiu, director de cabinet ministrul unde interne, este neantănăsit și arestat de siguranță. L-au schingit 6 luni cu NKVD-ul, e prea lung să vă povestesc, și mama mea s-a dus în fața Ohai Georgescu. Tovarășul ministru, soțul meu, a arestat că este spion american. Nu era spion american, dar făcea parte dintr-o asociație americană, YMCA, IUMCA. Și ce e IUMCA? Young Men Christian Association. Dați-i drumul că eu nu cred că... Dacă e trădător, să-l împușcați. Tovarășul Georgescu era ministru, i-a chemat pe tovarășul Jeanu, că era un călău. Domnul este, nu era. I-a dat drumul, dar n-a mai fost om. După un an de zile l-au scos la pensie și până în 1962 CNSAS-ul mi-a dat dosarul. Deci am avut dosar de CNSAS. Am avut DUI. Știți ce înseamnă DUI? Dosar de urmărire informativă. Eu, generalul Savoiu, făcut acum în 2006. Și atunci, cum pot să fiu KGB? Pot să spun că sunt spion american sau francez? Deci, unde este minciuna? Suntem, din păcate, înconjurați de minciună. Suntem într-un sistem în care nu mai avem vorba de oameni de adevăr. Și atunci, încă o dată, vreau să vă spun, nu că sunt eu framason sau atâția frați, surori, că am aici în sală și că sunt mândru de dânsii. Nu suntem oameni de puși într-o icoană, numai Dumnezeu e într-o icoană. Toți avem defectele noastre, dar ce contează de avea această flacă, această scânteie? Și vă pun întrebarea, de ce oamenii printre cei mai mari ai lumii, cei mai mari ai lumii, au fost, sunt și vor fi framasoni? De ce 15 președinți americani? De ce toate capete regale din Europa? Da. Înainte și acum sunt, nu v-am adus cartea lui Horia Nesăscu Bălcei, să-i vedeți, pereți și împărați cu șorțulețul de calfă. Rege și împărați cu șorțul de calfă. Dacă George Washington, primul președinte american, 43 de ani de zi a fost președinte, framason, și atunci nu merită acest lucru. Și de aia vă spun, e o delectare, am să propun domnul director, ca poate din 3 în 3 luni, din 4 luni, să întâlnim sub tegirea domnilor voastre și mai numai maestru Zecheru și domnul profesor universitar, o temă masonică. Că am impresia că avem un public care le interesează. Într-o lume în care nu mai avem contexte morale, nu mai avem pilon moral, nu mai avem mica, se cam duce de râpă, avem nevoie totuși de aceste repere și sunteți un reper, domnule director, deci vă propun, nu veți decide, cadrul e plăcut, 50-100, orice sămânță pusă, semănată, va recolta, încetul cu încetul se va auzi și e o plăcere și o onoare de a fi cu dumneavoastră. Am zis. Mulțumim foarte mult, domnule general Constantin Bartolomeu Savoiu. Pentru că ne presează cumva timpul, am să-l rog pe domnul profesor Augustin Ioan să ne spună, referitor la Cartea Constructorii, prin ce se distinge această lucrare și în ce constă contribuția sa specială în comparație cu alte lucrări similare din literatura masonică. Acum, ca să fiu sincer, că alte lucrări similare... Ce? Mi l-ați întins, nu vi l-am luat, nu? Așa.
Da, trebuie să-l ții mai aproape. Trebuie să ne concentrăm pentru că orele sunt înaintate și sigur, cu mare drag le-aș asculta în continuare pe domnul general, dar depășim cadrele unei lansări de carte. În proxima ocazie, când se face o dezbatere, vin cu drag. Cred că am spus de la bun început câteva lucruri despre cartea asta. Vasile a spus mai devreme că e sintagma aceasta de constructor, e a treia, să spunem așa. E bine, profesiunea de arhitect, și repet lucrul acesta, s-a autonomizat foarte târziu în raport, adică apărând ca profesiune, nu știu cum să spun, nomenclatorul de meserii, ca să spun așa. Un alt președinte american, domnul general, invoca pe Washington, un alt președinte american, este de altfel singurul care era arhitect, Thomas Jefferson. Da. Și care, ale căror lucrări să știu, Monticello, la el pe Moșie și așa mai departe, chiar e, să zicem, celebrat în istoria arhitectului. A unui, dar nu era președinte, deci a unui francmason, dar nu președinte. Eu cred că această triada despre care v-a vorbit Vasile, de fapt, este o singură profesiune. E una singură. Da, e unul singur. Asta, apropo de, mă întrebai în pauză ce aveam să-ți reproșez. Dar asta am găsit-o în carte la un moment dat, mențiunea că este o eroare să consider 3 ca fiind primul număr stabil. Și l-ai spus, nu, este 1. Asta ai spus-o și la radio și am găsit-o și în menționarea în Albert Pike. La pitagoreici era 1, ieșirea din sine 2, se dublează și se oglindește, apropo de asta, și 3 care restabilește unitatea. Deci, stabil ca număr e 3. El are dreptate într-un fel ca mențiune așa, știi? Mai discutăm, sigur. Doamne ajută. Dar nu în seara asta. Eu vreau să spun însă ceva care, în ce mă privește, e concluzie și promit să tac. Vorbeam de tăcere cu Vasile în pauză. E o virtute foarte rară. Dar are câteva merite și închid paranteza, și anume că ne recabelează creierul. Nu degeaba este pusă la începutul acestui efort, trebuie să taci. Știți cât de greu e să taci? În communication skills în Statele Unite vi se și spune, dacă depășește 2 minute tăcere, ea devine strânjenitoare. Simți nevoia să spui ceva pentru că e în neregulă, nu? Da? E bine, a tăcea împreună, și asta e amintire pe care mă obsedează și de când în când îmi aduc aminte, în 2000, în ziua de Paști, eram la Roma și urma să vină Papa Mobilul cu Ioan Paul al II, era foarte bolnav atunci, era într-o stare de cârbitudine îngrozită și a mai revenit, culmea, înainte de a muri. Dar la un moment dat toată lumea era și să știa, apare, nu apare, e foarte bolnav, îl văzuseră că e. Am aflat ulterior că erau 1,5 milioane de oameni. Deci 1,5 milioane de oameni care tac. Un sfert de oră a fost tăcere, dar era atât de copleșitoare că s-au speriat porumbei și au fugit. Vă jur, și a fost o trecere de asta de stol de porumbei, parcă și văd cum te uiți la catedrală, noi eram în dreapta și a trecut peste noi și s-a dus în... Deci există și virtutea. Să ne strângem împreună să tăcem 10 minute, uitându-ne unii la alții. E un exercițiu pe care o fac adeseori cu studenții. Înainte de a începe cursul, hai să tăcem împreună 5 minute. Și văd că încep să se... Dar trec și spun, și asta e fraza mea de încheiere, sau, mă rog, un număr mic de fraze. Mai e o problemă asupra căreia poate că merită să medităm. Am vrut să o spun la început și am și început să argumentez, dar m-am luat cu altele. Nu avem literatură masonică contemporană. Eu mă uit în jur și mă uit cu jale în jur. Când am făcut cele 3 cărți cu Vasile, le-am făcut și cu vorba Macedonului. Asta înseamnă că n-are omul lucrul lui. Dacă îți trebuie cărți, te pui și ți le scrii, știi, cam așa. Și ne-am apucat să facem aceste 3 cărți pe care el vrea să le comprime acum într-un singur volum, pentru că nu...
Ce înseamnă că lipsesc cărți? Înseamnă că lipsește meditația asupra subiectului. Înseamnă că lipsesc persoane articulate care pot să pună această meditație dacă ea ar fi existând, va fi existând în formă scrisă. Mă întâlnesc uneori cu colegi și îmi spun, dom'le, dar și dă-mi eu, bun, asta e din secolul XIX, știi, toți așa, și fac și greșesc, spunând, bun, asta e de 150 de ani. Și o literatură pe care ați auzit și sunt perfect de acord cu această afirmație, trebuie să avem la bază ca să putem să facem, dar trebuie să facem pasul mai departe. Domnule coordonator al colecției, hai să ajungem cu Newton sau cu care ajungem în secolul al XX-lea, așa și spus. Dar și ăsta a trecut de vreo 100 de ani. Momentul morții lui, vreau să spun. Sunt, poate că sunt, eu cu siguranță nu știu, dar dacă sunt, eu vreau să depășim nivelul autorului de romane polițiste care consideră cel mai mare scriitor de... Nu, Nomine Odioza, că e mort. Da? Nu se poate. Tăcere. Mai vreau să mai spun, dar mai bine tac din gură. Trebuie gândire contemporană. Noi nu avem teologie contemporană. Da? A murit Părintele Staniloae, a murit de mulți ani. Și teologi de vârf cu care să ieși la interval. Și Părintele Staniloae, cu tot respectul pentru memoria sa prețioasă, dacă citiți dialogul contradictoriu pe care l-a avut cu Blaga, v-a dat seama ce diferență era totuși între el și Blaga. Și ăsta era cel mai mare teolog. Și rămâne cel mai mare, încă este cel mai mare teolog. E o problemă. E o problemă a depășirii proprii mediocrități. Trebuie să ieșim din această mediocritate. Toți cei care au ceva de spus despre lucrul acesta, ieșiți fraților și spuneți. Pentru că alminterea, dacă rămâne de nivel... Cum înseamnă? Că e de nivel mediu. Nu, dacă înseamnă că e de nivel mediu, înseamnă că e mediocră. Mediocritatea este pe termen mediu, că pe termen lung suntem toți morți, dar pe termen mediu e moarte. Da? A fi mediocru e moarte. Ca să poți să rămâi pe loc, trebuie să fugi cât te țin puterile. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim foarte mult, domnului profesor Augustin Ioan. Aș vrea, dacă sunt întrebări din public, să le adresăm invitaților noștri și o să mă ajute colega mea cu microfonul. Sau putem să nu punem întrebări, da? Să tăcem împreună. Vorba lui, după ce ne-am predicat tăcerea, acum punem întrebări, știi? Glumesc. Vrea să spună Vasile, să-și pună întrebarea. Da. Multe provocări în discuțiile care au fost aici. Eu nu mă voi mai referi la cărți acum, pentru că am tot vorbit despre ele. Este important îndemnul de a citi, dar faptul că sunteți aici, pentru mine este o garanție că măcar le veți parcurge în diagonală. Vreau să vorbesc un pic despre procesul de instruire masonică. Eu, în sinea mea, mă consider așa, oarecum... tradiționalist, țin la aceste exigențe ale tradiției așa cum vin ele din vechime. În același timp îmi dau seama că nu ne putem cantona în aceste rigori. Îi spuneam lui Augustin în pauză ce însemna tăcerea. La noi tăcerea înseamnă așa, puțin acolo și după aceea putem vorbi, nu? Tăcerea era un proces de 3 săptămâni pentru orice aspirant, dar cum el era provocat să vorbească, n-avea voie nici să răspundă la surâs, se întâlnea cu preoteasa prin curtea templului și îl saluta zâmbind. El nu trebuia să răspundă la surâs.
trebuia să fie foarte conștient atunci când cineva îl trezea din somn și îl întreba ceva emoțional, dacă și-a plătit chitanța la Vodafone sau eu știu, o chestie de genul ăsta, și el trebuia să aibă leucoplast, să nu răspundă. Dacă făcea greșeala să răspundă, era invitat afară și avea singurul privilegiu care îi se acorda să vină să spele podeaua la templu. Bun, toată această lume a dispărut. Masoneria este singura, dacă vreți așa, relicvă care se păstrează din acea lume. Prin Pitagora, Platon, după aceea Collegia Fabrorum, colegiile de meșteșugari din Roma, din Imperiul Roman, care de fapt nu erau chiar meșteșugari neinstruiți cu palma groasă, erau acolo arhitecți, erau sigur și meseriași, care, dar erau și mari gânditori, erau și teologi care se amestecau printre arhitecți, și aceste trei funcțiuni pe care eu le-am exprimat așa profesoral, geometru, arhitect, constructor, ele de fapt erau concentrate într-o singură persoană. O singură persoană știa toate aceste lucruri. Era o persoană de genul acestor erudiți, cum sunt autorii noștri de astăzi. Acest careu de aș american, toți autorii, cei patru autori, trei au fost invocați, pe cel de-al patrulea îl invoc eu acum, Albert McKay, a fost un enciclopedist, are și o carte, Albert McKay, Enciclopedia Masonică, o carte extraordinară, voluminoasă, cuprinde acolo tot ce se știa despre masonerie la vremea respectivă. Eu despre acest proces vreau să vă spun în câteva cuvinte. Două sintagme introduc aici, și anume conștiința luminică și conștiința cosmică. Sigur, Pitagora nu vorbea despre conștiința luminică, dar el știa că trebuie să-l aducă pe aspirant la nivelul să vadă lumina lăuntrică. Acea cunoaștere de sine, tehnic vorbind, înseamnă vederea la propriu a luminii lăuntrice. Era un întreg sistem care concura la acest rezultat. Adică era un regim alimentar, un regim fizic, era un regim emoțional, erau scoși din relațiile toxice și din deci starea aceasta de detașare trebuia construită, și în plus erau și exerciții spirituale. Târziu, foarte târziu, poate fi o coincidență, poate fi o vorbărie fără sens, Osho, vă este cunoscut autorul, vorbește despre metoda spirituală care a fost transmisă lui Pitagora. Vă spun așa în câteva cuvinte, și anume concentrația între sprincene, adică pe dinăuntru cu ochii închiși să te concentrezi aici și să poți sta concentrat acolo. Mă rog, mă opresc aici. Deci aceasta este conștiința luminică. Conștiința cosmică este acea conștiință pe care trebuie să o formezi prin geometrie, prin exercițiu tehnic, intelectual, prin care să-l faci pe aspirant să recepționeze ordinea din univers, să o vadă cu ochiul minții și să se minuneze. Sigur că se minunează, pentru că își dă seama, când vede ordinea din univers, își dă seama că în spatele acestei ordini este o voință, este un plan. Nu pot să nu se ridice puțin perișorul când îți dai seama de toată această construcție. Și atunci singura ta concluzie este să te încadrezi și tu umil în această creație extraordinară. Cum să te încadrezi umil? Păi transpunând Ierusalimul ceresc într-un Ierusalim lumesc. Aceasta este expresia din iudaism, dar este expresie asemănătoare și în lumea, în filozofia greacă. Platon vorbește despre o republică celestă. În cer este o republică ideală. Vorbește despre o republică terestră, cea pe care trebuie să o construim noi, cu dreptate, cu statul, cu regele filozof, să ne străduim să construim. Și există o republică lăuntrică, Noica spune despre republica lăuntrică. Zice așa Noica, ci că cartea Republica pare un tratat despre politologie, cum să facem
este total neadevărat. Este vorba despre edificarea Republicii Lăuntrice. Nu poți să faci lucrarea din exterior decât după ce ai parcurs această lucrare din interior. Punct. Așa. Despre colecție aș vrea să mai spun ceva. Cărțile, toate câte le vedeți, sunt 10 la număr, sunt fundamentale, cum a spus și fratele Dinu Săvoiu, pentru biblioteca unui francmason. Deci, și un profan. Și un profan, cultură generală. Dar pentru un mason vibrează altfel. Adică acesta este procesul formativ modern. Măcar să citim. Masoneria este o întreprindere rezervată, selectă. Nu oricine poate să ajungă aici. Nu că suntem împotriva cuiva, ci pur și simplu pentru că el nu are calitățile necesare. Sunt doi din trei oameni, sunt neinițiabili, să reținem. Este un procent. Cărțile sunt fundamentale, acestea, pentru biblioteca unui francmason. Să le citim, să întrebăm, să ne formulăm. Aș vrea să aduc mulțumiri în încheiere echipei de la Herald care m-a sprijinit și a făcut posibil această minune, să avem cărțile în format fizic și să putem să le... În mod deosebit aș vrea să aduc mulțumiri lui Victor Scrima, care continuă opera tatălui său. Am avut lungi discuții cu el, am găsit foarte multă înțelegere. Cărțile, sigur, noi vedem așa lucrurile făcute, dar există și niște costuri, există niște riscuri pe care cineva și le asumă, trebuie să nimeni nu se gândește la lucrurile astea. Editura ar putea foarte bine să aibă un statut de utilitate publică pentru ceea ce a făcut în cultura română. Am mai spus lucrul ăsta și mă repet, dar îmi face plăcere să subliniez încă o dată. Eu n-am atâta putere încât să fac un demers de genul acesta, dar editura ar trebui să primească subvenții pentru cărțile, nu numai cărțile de masonerie, sunt cărți din întreaga literatură sapiențială a lumii, din toate culturile. Aurelian Scrima era un erudit în toate aceste materii. De ce? Pentru că el se întâlnea cu oameni. Se întâlnea cu un mason, se întâlnea cu un sufist, se întâlnea cu un ortodox. Fiecare deslușea o fațetă a acestui diamant. În sfârșit, dacă îmi permiteți, aș mai spune un singur lucru în legătură cu abuzurile care s-au făcut. L-ați citat pe Napoleon, l-ați citat pe Eisenhower și generalii americani. Mai voi cita și eu în această serie pe țarul Alexandru I, spre exemplu. Toți s-au folosit de masonerie. Lojile masonice, lojile care funcționau în fiecare regiment, erau două, trei loji pe vremea lui Napoleon. Lojile care funcționau în teritoriul cucerit luau legătura cu masonii din Germania, din Italia, și imediat se crea o înfrățire acolo. Imediat ideile cu care veneau francezii erau inseminate într-un alt mediu cultural, își dădeau seama și al de Goethe, al de Mozart și așa mai departe, își dădeau seama de niște avantaje pe care societatea le are dacă se conformează acestor planuri. Napoleon a forțat lucrurile, l-a numit pe fratele lui mare. Și mai sunt asemenea exemple de-a lungul istoriei. La fel au făcut și țarul. Lojile din Moldova la 1770, care veneau pe aici, știți că și Pușkin și Tolstoi, nu știu dacă, dar Pușkin sigur. Au venit aici, au făcut loși pe la Chișinău, pe la Iași, și sigur că exista empatie, erau boieri progresiști, oamenii înțelegeau că este... De foarte multe ori lucrurile s-au privit așa, la nivel de modă. Doamne, e o modă, hai să vedem și noi ce facem, ne descurcăm și mergem mai departe. Așa s-a întâmplat. E, chiar și această spoială, să-i spunem așa, a avut rolul ei, căci dacă vrei să te uzi, poți să intri în Oceanul Pacific și te-ai udat de la cap la coadă, dar poți să intri și într-o băltoacă și te stropești un pic, tot te uzi și acolo. Așa că
te umpli și de noroi, ce nu putem evita și noroiul. Mă opresc aici, aș avea mai multe să vă spun, dar timpurile sunt, orele sunt înaintate. Vă mulțumesc! Ca să fac o glumă, trăim vremuri grele. Mulțumim foarte mult că ați avut răbdare și ați stat alături de noi până la final, la evenimentul Masoneria, Istoria și Filozofia Ordinului, de la marile misterii ale Antichității până în prezent. Le mulțumim invitaților noștri care ne-au furnizat informații extraordinare. Domnul profesor universitar, doctor arhitect Augustin Ioan, domnul Vasile Zecheru, coordonatorul colecției Arta Regală, din care fac parte cărțile despre care am vorbit astăzi, domnului general Constantin Bartolomeu Săvoiu, vă mulțumim și dumneavoastră, așa la plecare, pe final, mai puteți da o raită la standul de cărți ale editurii Herald. Și bineînțeles, noi vă așteptăm cu drag la următoarele evenimente pe care le vom organiza în librării sau în alte spații neconvenționale cu alte subiecte de la editura Herald. Mulțumim!